Frați vă invit să ascultăm acum cuvântul lui Dumnezeu. O să ies puțin din obiceiul bisericii și o să citesc un cuvânt din Scriptură pe care de obicei îl citim la sărbătoarea Învierii Domnului. Dar încă suntem în această atmosferă a Învierii la câteva săptămâni doar după sărbătoare și vreau să vă invit să deschideți cartea lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, și începând cu versetul 19 să ascultăm cuvântul din Scriptură și o să trecem și mai departe la experiența lui Toma, chiar dacă s-a citit în urmă cu vreo două săptămâni. Pagina 1053 în Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 19. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Tom a zis, geamăn, unul din cei 12 ce nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când, ușile, pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, amin. Vă invit să ocupați locurile. Corul a cântat în această cântare pe care a cântat-o înainte de citirea pasajului din Scriptură ceva despre faptul că noi nu suntem nici de Harul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu din cer ne-a iubit și continuă să ne iubească. Aș vrea să lăudăm pe Dumnezeu, dragii mei, pentru că Dumnezeul acesta nu lucrează după meritele noastre, ci lucrează în Harul Său. Și prezența noastră în ziua de astăzi, în zi de sărbătoare aici în casa Domnului, este încă o expresie a Harului Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Deci, mei, specialiștii care studiază ființa umană spun că noi oameni avem câteva nevoi de bază. Bună oară, noi oameni avem nevoia de semnificație. Adică să fim remarcați că suntem importanți, suntem cineva. Și vreau să vă spun că rețelele sociale, dincolo de ceea ce gândim noi despre ele, au printre altele și menirea aceasta să împlinească nevoia de semnificație. Noi avem impresia că ele sunt pentru socializare. Poate, dar mai mult decât atât, împlinesc nevoia de semnificație. Acum, cei care aveți dintre noastră Facebook, ce puneți pe Facebook? Ce puneți pe Facebook? Poze Imagini, filmulețe, care să vă arate pe dumneavoastră în diferite ipostaze de viață. Nu-i neapărat socializare, ci să se vadă cam pe unde sunteți în viață, nu? Cam această nevoie de semnificație. Este nevoia de relație. Să interacționăm sau să socializăm unii cu alții. Și suntem în... Familie, suntem în comunități de oameni pentru că avem nevoie să ne împlinim această, acest gol în suflet, dacă vreți, nevoia de relație. Dar Una dintre nevoile importante pe care noi le avem ca oameni este nevoia de siguranță. Vrem să ne simțim în siguranță. Din cauza aceasta, încercăm să evităm tot ceea ce ne-ar putea periclita viața sau integritatea sau buna dispoziție, tot ceea ce ar putea să ne afecteze negativ existența noastră, încercăm să evităm pentru că vrem să ne împlinim această nevoie, să fim în siguranță. Ei, deci îmi spun lucrul acesta pentru că am citit în această dimineață din Cuvântul lui Dumnezeu despre niște oameni care o bună parte din viața au trăit-o în mod public. Au mers cu Domnul Isus Hristos mai bine de trei ani de zile, vreo trei ani și jumătate din loc în loc, înconjurați de mulțime, când Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi învăța pe oameni adevărurile din Scriptură sau adevărurile Împărăției lui Dumnezeu și făcea minuni și semne. Și dintr-o dată s-a întâmplat ceva. După cum era scris, chiar dacă ei nu pricepeau, Domnul Iisus Hristos a fost spânzurat pe cruce. Pus pe cruce. A fost omorât și a fost pus în mormânt. Mă vreau să vă întreb, S-a schimbat ceva în viața acestor oameni care trăiau printre alți oameni, care aveau o viață publică? S-a întâmplat ceva în viața acestor oameni? Frații, surori, Cuvântul lui Dumnezeu citit în această dimineață ne spune că Domnul Isus Hristos, în seara zilei când a înviat dintre cei morți, i-a găsit undeva într-o încăpere cu ușile încuiate. Acum ziceți dumneavoastră, bine, a fost cu ei. Se temeau de iudei, fiind ucenicii Domnului, care au umblat trei ani și jumătate cu Domnul, se așteptau să aibă și aceeași soartă pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Dacă pe Domnul, învățătorul lor, l-au dat la moarte, se așteptau și ei ca ucenici să aibă aceeași soartă. Și s-au ascuns în spatele ușilor în cuiate. Cu noi nu se pune problema. Nu suntem în pericol. Nu umblă nimeni după noi ca să ne aresteze, să ne ducă la pușcărie, să ne condamne. Suntem liberi să venim la casa lui Dumnezeu, să ne întâlnim la casa lui Dumnezeu. Așa este, frate și surori. Numai că, ascultați-mă bine, chiar dacă noi nu suntem obligați de împrejurări să încuiem ușa. Vreau să vă întreb. Suntem în locul acesta oameni care trăim în spatele unor uși închise. Ce ziceți? Despre asta vreau să predic în această dimineață, despre viața în spatele ușilor închise. Suntem în locul acesta oameni care ne-am închis în noi înșine. Suntem sau nu suntem? Ne-am închis față de Dumnezeu, față de Domnul Iisus Hristos. Știți, în cartea Apocalipsa, la capitolul 3, spunea uh, Ioan din partea Domnului Isus Hristos despre biserica din Laodiceea că Domnul stă la ușă și bate și dacă aude cineva și deschide, înseamnă că era vorba de o ușă închisă, nu de o ușă fizică neapărat. Câți din locul acesta ne găsim cu ușa inimii închisă? Și trăim viața noastră de oameni creștini în spatele ușii închise. Câți din locul acesta? Frate și Ne-am închis față de Dumnezeu Ne-am închis unii față de alții Ne simțim în siguranță Să nu pătrundă nimeni în, în viața noastră, în intimitatea noastră Dacă vreți Nu vrem să comunicăm cu alții Nu vrem alții să ne întrebe prea multe Dacă ne întreabă despre sănătate Răspundem așa automat, bine Știți, spunea un frate Recent Eram în oraș nu, frate, din Cluj, din altă parte. Era oraș, zice el, și uh, m-am întâlnit cu un frate. Și am zis, pace, frate, cum o duci? Ce mai faci? Și fratele acela a zis, ce zi astăzi? A rămas surprins fratele ăsta, adică eu îl întreb ce face și mă întreabă ce zi astăzi. Și a zis, marți. Și răspunsul acelui frate a fost așa, marți nu se dau informații. Vreau să vă întreb, omul acela trăia în spatele unor, unor uși închise. Și ar pune întrebarea, câți de aici trăim în spatele unor uși închise? Ne vedem, ne salutăm, schimbăm două vorbe. Dar nimeni nu poate să pătrundă în interiorul nostru, în viața noastră. Nici nu vrem să ne deschidem înspre alții. Dragii mei, dacă noi, ca oameni, avem niște nevoi de bază, ascultați-mă, fiecare om care trăiește sau își duce viața în spatele ușilor închise are niște nevoi. Și Domnul Iisus Hristos s-a ocupat de niște oameni care pentru o perioadă de timp își duceau viața în spatele ușilor închise să le împlinească niște nevoi. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca astăzi sau în vremea aceasta Dumnezeu să se ocupe de fiecare dintre noi dacă ne ducem viața în spatele unor uși închise pentru că vrea Dumnezeu să ieșim de acolo. Suntem într-o comunitate de oameni numită Biserica lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, frați și sorori, spune Sfânta Scriptură că trupul acesta care se cheamă biserică crește prin ce dă fiecare. Și pentru asta trebuie să ieșim din spatele ușilor închise. M-am uitat la cuvântul acesta lui Dumnezeu și m-am rugat Domnului și am vrut să văd tare mult care sunt aceste nevoi pe care le avem ca oameni care trăim în spatele unor uși închise, că ne-am închis în noi înșine. Prima nevoie este nevoia unei întâlniri. Spune Sfânta Scriptură aici, pe când erau cușile cu încuiate, a venit, spuneți mai departe, Iisus la ei. Aveau nevoie de această întâlnire. Frății mei, recunoșteau ei că au nevoie de această întâlnire sau a recunoscut domnul că au nevoie de această întâlnire A venit Isus la ei Oare ce s-ar petrece dragii mei cu noi care trăim în spatele unor uși închise dacă ar veni Isus la noi Ce s-ar petrece Am dat deoparte, am dat de perete ușa asta care ne blochează, dragii mei, accesul spre alții, accesul spre Dumnezeu. Am dat de perete ușa să începem să ieșim, dragii mei, din spatele acestor uși. Am face lucrul acesta. Avem nevoie de o întâlnire, o întâlnire cu Isus, o întâlnire cu Dumnezeu. Dragii mei, întâlnirea aceasta uneori este inițiativa Lui a Domnului. El are această inițiativă. El vrea să vină și vine și îl slăvesc pe Dumnezeu care inițiativă să vină la noi. Slăvit să fie numele Lui. Pentru că atunci când a venit Domnul la oamenii ăștia care erau cu ușa în cuiată, dragii mei, nu s-au gândit de el asta. Domnul a luat inițiativa. Când cei șapte ucenici se găseau la Marea Galilei să pescuiască, pentru că Petru a zis, mă duc prin pește și a venit Domnul pe țărm, dragii mei. N-a fost inițiativa lor, a fost inițiativa Domnului. Când cei doi se duceau pe drumul spre Maus, triși și îngândurat și în confuzie, dragii mei, și a venit străinul acela și s-a atașat de ei pe drumul acela, dragii mei, n-a fost inițiativa lor, a fost inițiativa Domnului. Dar uneori, ascultați-mă bine, uneori, Întâlnirea asta este rezultatul căutărilor noastre. E adevărat? Acum, când are el inițiativa, nu știu. În ce circunstanțe de viață are el inițiativa, nu știu. Dar, dragii mei, ceea ce pot să vă spun în această dimineață este că e mare nevoie să începem să căutăm o asemenea întâlnire. Cu Domnul, cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Când Maria s-a întâlnit cu Domnul în grădina Ghețimani era rezultatul unei căutări serioase? Era sau nu era? S-a dus zi de dimineață la mormânt, piatra răsturnată, trupul noi acolo a tras concluzia, l-au luat. S-a dus la Petru, s-a venit Petru și cu celălalt ucenic ei s-au dus acasă. Maria ședea lângă mormânt și plângea. De ce? E în căutare. Uneori căutarea asta după Dumnezeu, căutarea asta după Domnul Isus Hristos, căutarea asta după, după ceva de la El, dragii mei, căutarea asta înseamnă efort, înseamnă sacrificiu, Știți în Matei, capitolul 2, spune Sfânta Scriptură că după ce s-a născut Isus în Betlemul din Iudeia, la ceva vreme după asta, niște magi au venit să-i se închine. Îl căutau, au văzut o stea, s-au pornit după steaua aceea, când au ajuns la Ierusalim, steaua s-a ascuns, s-au dus pe la Irod. Oamenii ăștia au depus efort să vină să se închine înaintea împăratului de curând născut al iudeilor. Au depus efort sau nu au depus efort, frații mei? Adică să pleci de undeva din răsărit, nu știu de unde. Încearcă istoricii să localizeze. Da? Să pleci de acolo, să bată cale lungă. Asta e efort. De ce? Să caute pe împăratul de curând născut. Cum vreau să vă întreb, dragii mei, sincer înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să-mi răspundeți la o întrebare care să umble la mintea noastră. Ce efort am depus săptămâna asta să-L căutăm pe Domnul? Ce efort? Ce sacrificii? Cum ne-am consumat noi înșine, în noi înșine, dragii mei? Cum ne-am consumat pentru că în spatele ușilor închise avem nevoie de această întâlnire cu El? Ce consum, dragii mei, ce sacrificii am făcut săptămâna asta? Da sau ba? Ce ziceți? Sau am trăit rutina asta religioasă de fiecare zi, ne-am spus câte o rugăciune, am mai aruncat privirea peste câte un verset din Biblie, dacă am mai făcut-o, și ne-am gândit că duminică mergem la biserică, e prima duminică din lună și avem cina Domnului. Rutina, dragii mei, nu presupune mult efort. A intrat în sânge. Se duce de la sine. Dar ca să ai o întâlnire reală, proaspătă, adevărată cu Dumnezeu și cu Fiul lui Dumnezeu, trebuie să depui efort și încă o dată întreb ce efort am depus, ce sacrificii am făcut în ultima perioadă. Oamenii care trăiesc în spatele ușilor închise în această perioadă au nevoie de o întâlnire. Deci, mei, și această întâlnire demonstrează că Isus nu, nu îi abandonează pe ai săi. Știți cine sunt ai săi, frați și surori? Știți? Sunt oameni cu limitări, cu falimente. Era un Petru care l-a trădat, era un Toma cu îndoielile lui, erau ceilalți care erau în confuzie. Și, dragii mei, întâlnirea asta cu oamenii ăștia în confuzie, îndurerați, trăind în spatele ușilor închise, dragii mei. A fost expresia faptului că Domnul nu i-a abandonat pe ei. Că de foarte multe ori când îți duci viața în spatele ușilor închise și faci figurație în biserica lui Dumnezeu, doar, adică de formă, în situațiile de felul acesta, ai impresia că Domnul te-a lăsat, te-a abandonat. Nu, nu, nu. Și ca dovadă că Domnul nu i-a abandonat pe ai lui, a venit să le vorbească în mod personal. Știți, uneori, Domnul vorbește așa la general, că se potrivește. Și când a intrat Domnul în spatele ușilor închise, dragii mei, Domnul a spus o expresie extraordinară. Pace vouă! Acum vreau să vă întreb, la care dintre cei prezenți acolo nu se potrivea cuvântul ăsta? La care? Era vreunul la care nu se potrivea? Că toți aveau nevoie de pace. Asta n-a fost doar un simplu salut. Nu, nu, frații mei. Pace vouă a fost un medicament pe rană. N-a fost doar salut. Oamenii ăștia aveau nevoie de pace. Și care din locul acesta n-are nevoie să vină Dumnezeu din cer, să vină Fiul lui Dumnezeu și să-i spună pace ție sau pace vouă. Suntem așa de frământați, nu? Eu cel puțin uneori am răvășirile mele și am nevoie de pace de la Dumnezeu. Poate mai sunteți careva aici ca mine. Deci aveau toți. A fost un cuvânt general. Dar au fost momente în care Domnul s-a uitat la Petru și a zis Petre. Sau s-a uitat la Toma și a zis Tomo, cu tine vorbesc. Pentru că, dragii mei, Petru avea poate cele mai multe motive și mai serioase motive să-și zică în sinea lui oare mai are ceva Domnul cu mine? S-a încuiat în spatele unor uși, dar s-a închis poate în sine, gândindu-se la tragedia trădării. mare ceva Domnul cu mine? Sau urmează să-mi duc viața în spatele acestor uși închise? Nu doar ușa aceea de la intrare, ușa inimii. Și a venit Domnul și a zis, Petre, Nu iubești tu pe mine? Vorbește în mod personal. Slăviți să fie numele Domnului. Deci mei, vreau să mă duc mai departe în al doilea rând. A doua nevoie pe care o au oamenii care își duc viața în spatele ușor închis este nevoia de părtășie. Când te-ai închis, când te-ai închis, începi sau încerci să te izolezi. Și, dragii mei, Faptul că oamenii aceștia își trăiau viața în spatele ușor închise n-a fost doar faptul că au încuiat ușa de la intrare. Toma, zice Biblia, n-a fost cu ei în ziua aceea. El s-a închis altfel decât ceilalți. Nici măcar n-a mers să fie la părtășie. Deci, mai părtășie înseamnă, printre altele, să fim în același loc. Și Slavă Domnului că suntem în același loc astăzi. Dar, dragii mei, prezența noastră în același loc nu înseamnă automat părtășie. Pentru că părtășie înseamnă, mai înseamnă încă ceva. Părtășie înseamnă să avem ceva în comun. Și acum vă întreb. Uitați-vă de acolo până aici în față și de aici până acolo la spate. Aveți ceva în comun așa? Sau avem noi ceva în comun unii cu ceilalți? Avem? și surori, sau suntem niște străini care stăm lângă alți străini? Avem ceva în comun unii cu alții? Sau nu avem? Veniți în locul acesta, dragii mei, dacă ar fi să ne întrebăm unul, sau să ne întrebe cineva pe fiecare, tu, 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 ce ai? Ai ceva în comun cu ceilalți? Cât din locul acesta îmi zice că avem în comun cel puțin acea, această așteptare, că astăzi Dumnezeu să lucreze ceva extraordinar aici? Să am această așteptare, să mă pot împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Și de aici până în spate, dragii mei, să fie așteptarea asta serioasă la fiecare. Avem în comun această așteptare. Vrem să ne împărtășim. Dragii mei, să fim împreună și să avem ceva în comun, sunt niște cerințe ale părtășiei. Dar părtășia mai înseamnă ceva. Înseamnă? să ne intereseze pe unii de ceilalți. E mai complicat, nu? E mai complicat. Să mă intereseze de ceilalți, cum o duc, ce fac, în ce stare sunt. Ne, este și frică să ne întrebăm unii pe alții cum o mai ducem, pentru că nu știm ce răspuns vom primi. Vom primi răspunsul standard, deși nu e adevărat, sau ni se va întoarce spatele și va fi la revedere. Ce ziceți? Dar părtășia asta înseamnă să ne intereseze pe unii de ceilalți. Să ne pese la unii de ceilalți. Asta înseamnă părtășie. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ei, dragii mei, când trăiesc în spatele ușilor închise, încerc să mă izolez sau încep să mă izolez. Și marea mea nevoie este să ies la părtășie. Cred că v-am mai spus dumneavoastră, am citit despre un membru de undeva dintr-o biserică, s-a supărat tare pe conducerea bisericii, s-a supărat pe biserică și n-a mai mers la biserică. Mai sunt cazuri de felul acesta. A stat acasă și încerca să. Avea un, avea un băiețel, încerca să urmărească programul de biserică la televizor. Și băiatul adolescent, duminica dimineața, îl trăgea de mânătatea să mergem la biserică. Mă, nu știu dacă i-a explicat el băiatului de ce nu merge la biserică, dar a zis, nu mergem azi la biserică. O duminică, așa, altă duminică, așa se uita la program, la televizor. Și într-o duminică dimineața, stând undeva pe terasă, băiatul bătea mingea în curte. Mingea s-a -a rostogolit în stradă, el a dat buz în stradă după minge, a venit o mașină, l-a luat în plin și a murit în mijlocul străzii. S-a dus tata, l-a luat în brațe, pe copilul acela strivit de mașină, și în mijlocul străzii a plâns înaintea lui Dumnezeu și și-a luat angajamentul să se întoarcă la biserică. Păstorul a văzut la biserică și a intrat în discuție cu el, știa tragedia prin care trece, a intrat în discuție cu el, l-a întrebat ce l-a decis să vină la biserică și a ascultat și a spus bărbatul acesta, supărat pe biserică, a spus așa, televizorul nu plânge cu tine când ai necazuri, biserica plânge cu tine când ai necazuri. Pricepeți? Televizorul nu plânge cu tine. Poți să stai acasă să te uiți la program. Și mulți facem lucrul acesta. Dar când ești în necaz, televizorul nu plânge cu tine. Biserica plânge. Ai nevoie de părtășie. Ai nevoie de părtășie cu biserica. Oamenii aceștia, dragii mei, și Toma în mod special, că despre el vorbesc acum, că a stat deoparte, în spatele ușor închise, avea nevoie să iasă, să fie în părtășie. Noi avem nevoie de asta, dragii mei. Și vreau să vă întreb, părtășia pentru dumneavoastră ce este? Obicei sau nevoie? Ce este? Că s-ar putea că dacă, dacă, facem lucrul acesta și îl repetăm ani de zile, să devină obicei. Adică să nu simțim prea multe că ne ducem la biserică. Dar părtășia este o nevoie o nevoie pe care trebuie să o împlinesc în comunitatea de oameni ai Lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, în salmul 42, zicea, zicea, autorul zicea David, mi-aduc aminte și învăț tot focul inimii în mine când mă gândeam cum mergeam înconjurat de mulțime și când am, cum înaintam în fruntea ei spre casa Lui Dumnezeu. În mijlocul strigătorilor de bucurie și mulțumire a unei mulțimi în sărbătoare. E nevoia mea să retrăiesc acele vremuri. E nevoia mea și nevoia noastră, dragii mei. Ca să ieșim din spatele ușilor închise, dragii mei, avem nevoie de părtășie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai spun un singur lucru, dragii mei, și apoi închei în al treilea rând. O altă nevoie pe care o avem ca oameni care trăim în spatele unor uși închise este nevoia de asigurare. Domnul Iisus Hristos a venit la oamenii aceștia în confuzie, decepționați, îndurerați și spune Sfânta Scriptură că le-a arătat palma și semnele și semnele din coastă. Mai vreau să vă întreb, ce a însemnat gestul acesta? Și ce s-a întâmplat împreună cu ei acolo? Ce a, ce a fost gestul acesta? N-a fost doar, dragii mei, gestul care să demonstreze că El este Cel ce a fost înainte de crucificare. Asta a fost și asta. Dar a fost, dragii mei, asigurarea pe care a vrut Domnul să l aducă că tot ceea ce spune El așa se împlinește. Dacă le-a spus înainte de crucificare că trebuie să fie crucificat, că asta spune Scriptura, ei a zis, uite, așa s-a întâmplat. Exact cum v-am spus s-a întâmplat, am fost crucificat, am fost mort și acum sunt viu. Dar mai este ceva. Știți ce asigurare le-a dat Domnul Iisus Hristos? Aveau nevoie de asigurare asta. Că proiectul în care au fost prinși ei merge mai departe. Nu știu dacă mă auziți. Proiectul în care au fost prinși ei merge mai departe. În ce proiect au fost prin? Au fost prinși într un proiect divin. Erau oameni comuni, oameni obișnuiți ca noi. Mergeau la serviciu, la muncă. Asta era munca lor să să meargă pe mare, să pescuiască, să vină, să vândă, să aibă cele necesare pentru familie. Cum mergem noi? Și de acolo dintr o viață obișnuită, Domnul i-a chemat și a prins într un proiect divin și a zis: "Vreau să vă fac pescar de oameni." Spune asta Biblia, frate și surori. Dar mai mult decât atât. A zis Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 19 Când Fiul omului va ședea pe scaunul de domnie al Tatălui Său, voi care, uh, care m-ați urmat știți ce a zis mai departe? Veți ședea pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Este un proiect divin, frați și surori. Veți fi pescari de oameni și veți judeca pe cele 12 semințiale lui Israel. Ăsta e proiectul în care Dumnezeu din cer va prins. Și Domnul îi pus pe cruce și apoi în mormânt. Se mai alege ceva de proiectul acesta. Ajungem să ne trăim viața în spatele unor uși închise. Se mai alege ceva de proiectul grandios despre care Domnul ne-a vorbit cândva. Se mai alege ceva. I-a venit Domnul Iisus Hristos în spatele ușilor închise. Se asigure că proiectul acesta merge mai departe. Și a zis așa, cum m-a trimis pe mine Tatăl? Așa vă trimit și eu pe voi. Adică proiectul n-a sărit în aer. N-a fost redus la tăcere. Proiectul acesta în care ați fost prinși merge mai departe. Vă trimit cum a trimis pe mine Tatăl. Sunteți încă în proiectul lui Dumnezeu. Bine putea zice Petru, mai sunt în proiect după ce de trei ori am zis, nu știu cine este el, mai sunt în proiectul lui Dumnezeu. Sau Toma putea zice, mai sunt în proiectul lui Dumnezeu după ce am zis, nici de cum nu o să cred, numai dacă pun degetul. S-ar putea să aici oameni care să ne răscolim istoria vieții și să zicem, mai sunt în proiectul lui Dumnezeu după ce am căzut aici, am căzut aici, am căzut aici, am căzut Mai sunt în proiectul lui Dumnezeu. Ei, mei, ne-am izolat undeva în spatele unor uși închise. Pe lângă toate celelalte nevoi, dragii mei, nevoia noastră este să vină Iisus la întâlnire cu noi, să ne dea această asigurare proiectul merge mai departe. Sunteți încă în proiectul lui Dumnezeu. Cum a trimis pe mine tatăl așa, vă trimit și eu pe voi. Și ca dovadă că sunteți în proiect, dragii mei, zice Domnul, vă dau dusfânt. Că sunteți în proiect. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Sunt convins Convins că suntem aici oameni care ne ducem viața în spatele unor uși închise. Ne-am închis în noi înșine. Avem motivele noastre. Explicațiile noastre. Și ne-am obișnuit așa de tare să trăim în spatele ușor închise încât ne convine. Că ne simțim confortabil. Nu ne deranjează nimeni. Ne simțim în siguranță. Vrea Domnul să deschidem ușa și o să ieșim. Pentru că ne-a plasat Dumnezeu în această comunitate care se cheamă Biserica lui Dumnezeu. Pentru asta avem nevoie de o întâlnire cu El. Avem nevoie să fructificăm părtășiile cu comunitatea de oameni. Și avem nevoie să vină Domnul să ne asigure încă sunteți în proiect. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.